Găsit la ora 16, Volodymyr Zelensky va ajunge în plenul Parlamentului. Trebuia să fie, de fapt, prezent aici în plenul Parlamentului, dar va avea o întâlnire doar cu președintele Senatului și cu președintele Camerei Deputaților. Va fi prezent la această întrunire, deși inițial a anunțat că va susține un discurs în plenul reunit al Parlamentului și de aici a izbucnit un întreg scandal. Asta pentru că, spun reprezentanții Camerei Deputaților, chiar în urmă cu puțin timp, președintele Camerei Deputaților spune că dimineață stafful lui Volodymyr Zelensky l-a înștiințat că președintele Ucrainei dorește să transmită un mesaj în plenul reunit, iar în urmă cu puțin timp a fost înștiințat de același staff că nu va mai fi prezent Volodymyr Zelensky în plen și că doar va avea acea întrunire cu președintele Senatului și cu președintele Camerei Deputaților. În tot acest timp nu este foarte clar însă de ce această anulare. Spun reprezentanții Camerei Deputaților că se modifică programul unui președinte care conduce o țară aflată în război și că această solicitare de anulare nu a venit din partea Parlamentului, ci doar din partea lui Volodymyr Zelensky. Asta în timp ce toată ziua au existat informații legate și de faptul că președintele Ucrainei ar fi ales să nu mai susțină acest discurs în plenul Parlamentului, la recomandarea reprezentanților din țara noastră ai Parlamentului, care s-ar fi temut de un scandal produs de eventual de câțiva parlamentari extremiști. Și vorbim aici printre ei de Diana Șoșoacă, care de mai multe ori a făcut spectacol, să spunem așa, scandal în plenul reunit sau în plenul Senatului atunci când venea vorba de președintele Ucrainei. Iată așadar că în momentul de față răspunsul ar fi că Volodymyr Zelensky a renunțat la acest discurs și vine doar pentru o întrevedere cu președintele Camerei Deputaților și cu președintele Senatului. Este președintele unui stat aflat în conflict în urma invaziei Rusiei împotriva Ucrainei. Programul domniei sale este unul care se schimbă de la clipă la clipă. N-are nicio legătură Parlamentul, din punctul meu de vedere, nu ar fi trebuit oprit o astfel de vizită din cauza unor extremiști. Și nu cred că acesta este motivul. Repet, președintele Zelensky este în conflict cu Putin. Nu se poate speria de săgeție lui Putin. Asistăm la un moment stânjenitor pentru Parlament, pentru instituțiile din România. Aceste instituții care, iată, își arată incapacitatea de a administra un moment de politică externă foarte, foarte important pentru țara noastră. O bâlbâială continuă de două zile așteptăm cu toții să înțelegem programul domnului Zelensky. Nu vreau să cred că statul român s-a speriat de Diana Șoșoacă, am fi, cum spuneam, de râsul curcilor. Ați pregătit ceva pentru această ședință? Doar gânduri bune pentru respectarea celor 500.000 de români care trăiesc în Ucraina de astăzi. Pregătați un protest în drepturile minorității românești din Ucraina nu sunt respectate pentru că actualul guvern, fără să ne consulte, a dublat cota de cereale care tranzitează chipurile, dar și rămân produse multe agroalimentare aici în România. Sunt niște chestiuni care trebuie dezbătute, ei fug de aleși și poporul.